Lui Darlington îi place să joace basket, dar chiar dacă școala lui are un teren de basket, el preferă să joace la alte școli pentru că terenul școlii sale este periculos. Bun venit la școala adventistă de ziua a șaptea, Bakanan, din Liberia. Astăzi este ziua culorilor. Elevii își lasă uniformele acasă și poartă haine colorate, oferindu-și banii pentru prânz pentru fondul legat de un proiect al școlii. În acest an, țelul lor este să strângă bani pentru un nou panou cu buletinul școlii din zona școlii primare. Deși Darlington a venit astăzi în uniformă, el a contribuit la proiect. Având peste 600 de elevi gata să ajute, panoul pentru buletinul informativ va fi construit. Darlington dorește ceva mai mult decât doar un panou. El este elev în clasa a 12-a și speră să studieze pacea internațională și rezolvarea conflictelor. În timp ce studiază și speră pentru viitor, el este interesat și de lucrurile cum ar fi basketul. Din păcate, terenul de basket al școlii sale nu este sigur. Este pavat cu pietriș, nu este nivelat. Mulți se rănesc aici. Dacă cineva se oferă să construiască un nou teren, voi juca și eu aici. Școala plănuiește să facă o zonă recreațională care include terenuri de basket și volei. Pe lângă acestea, există planuri pentru renovarea unui laborator de științe și a unei săli auditoriu neterminată, care va fi folosită în scopuri multiple. În timpul unor evenimente mari, cum ar fi absolvirea, școala cheltuiește mulți bani pentru a închiria alte săli, pentru că nu are loc propriu pentru aceasta. Cu scaune noi, echipamentul necesar și niște finisaje, școala ar putea avea un auditoriu funcțional care va fi cel mai mare din Bakanan. Aceasta va rezolva majoritatea problemelor legate de aglomerație. Va avea un mare impact pentru elevi dacă vom avea un mediu favorabil în care ei se pot aduna în școală. Din ce în ce mai mulți părinți aleg să-și trimită copiii la școala adventistă de ziua a șaptea din Bakanan, datorită educației de calitate oferită aici și a valorilor predate. O parte din darurile sabatului al 13-lea din acest trimestru vor ajuta la construirea unei noi zone recreaționale, a unui laborator de științe și a unui auditoriu. Rugați-vă pentru școala adventistă de ziua a șaptea Bakanan, din Liberia, care oferă o educație de calitate elevilor și îi învață despre iubirea lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat colectei din sabatul al 13-lea.